Salut, Vadim! Cum te simți după 7-8 zile de cantonament în Turcia? Da, deocamdată e un cantonament destul de ok pentru noi. Într-adevăr, avem aici și condiții de antrenament și condiții pentru refacere foarte bune. Deci e un plus pentru noi. Suntem de 8 zile împreună și cred că ne va aduce un rezultat pozitiv și pentru viitor cantonamentul ăsta, pentru că, cum am mai zis, avem parte și de un teren extraordinar, de condiții de refacere la fel de bune și la fel și alimentația. Cât de pregătită morală este echipa națională pentru meciul cu Insule Caiman? Pentru că tu ești mai aproape de jucători acolo în vestiarii, vezi cum este? Sincer să fiu, astăzi am avut prima ședință cu staff-ul și ei ne-au arătat câteva imagini de la meciurile de celor de la Insule Caiman. Da, ce am văzut noi pe imagini, nu pot să zici că e o echipă, nu știu, atât de slabă acum, chiar toate echipele deja știu că decât să joace fotbal. Nu știu, încercăm să ne păstrăm concentrarea, să ieșim pe teren și să facem ce avem de făcut. Doar atât, maximum să scoatem. Cum te pregătiți tu pentru meciurile cu Caiman și care sunt obiectivele tale personale în această partidă? Da, nu, sincer nu pot să vă zic că am un obiectiv personal. Noi aici la selecționată, cred că tot colectivul care suntem, venim cu un gând și cu o idee toți, să obținem cele mai bune rezultate. La fel în meci cu Macedonia am încercat să obținem nici într-un caz un egal, am încercat să obținem victoria. La fel și cu Insule Caiman o să încercăm să obținem victoria. Noi de fiecare dată când venim aici, deja am schimbat puțin mentalitatea și venim cu gândul să scoatem maximul. Apropo, care a fost reacția ta atunci când ai aflat că vom juca cu Insule Caiman? Da, sincer am fost așa puțin uimit. Eu, nu știu, eu sincer aș prefera să fiu jucat cu o selecționată mult mai bine cotată. Nu știu, chiar dacă luam bătaie sau eu nu știu, făceam un meci mai prost, dar câștigam poate un pic mai multă experiență dintr-un meci cu o echipă mai bună ca noi. Așa, nu știu, nu decidem noi, trebuie să venim aici să ne facem, cum am zis, treaba cât mai bine putem. Mâine vei puncta 45-lea meci pentru Națională. Ai și 2 goluri în Spania. Da, sper să fie meciul 4-6 și a 3-lea gol, măcar. Ținem pumnii. Ce mesaj ai avea pentru suporterii noștri de acasă care vă susțin în acest meci? Da, sincer, am mai discutat cu băieții și cam toată lumea au zis că ne pare rău că în jocurile astea de martie n-am putut să avem măcar un meci acasă. Am fi vrut să fim cu ei în tribune, să jucăm pentru ei și să le mulțumim, nu în ultimul rând pentru faptul că ei au fost foarte aproape cu noi în toamnă și în campania precedentă. Ne-au susținut foarte frumos și chiar am vrut să jucăm un meci în Chișinău pentru ei, dar sper să ne vedem în luna iunie. Avem 2 meciuri foarte frumoase și sper să vedem acolo un număr cât mai mare și să ne susțină. În schimb, ați avut o galerie aici frumoasă. Aproape 80 de persoane v-au susținut din plin. Da, ce să zic, mulțumim lor. Știu că sunt oameni care lucrează la federație sau prin regiuni. Ce să zic, asta e datoria, cred că, fiecărui moldovean. Dacă ești undeva în deplasare și vezi un sportiv din țara ta, nu contează fotbal sau lupte libere sau altceva, eu cred că ești obligat să te duci să-l încurajezi. Urmează meciurile cu Ucraina, cu Cipru. Ce părere ai tu despre ele? Da, sincer, meciurile astea chiar abia le aștept. Sunt 2 meciuri, pentru mine mi se pare extrem de reușite și niște adversari foarte puternici. Ucraina, Cipru, nu știu, abia aștept astea 2 meciuri. Cum am mai zis, eu prefer meciurile cu echipe mai grele. Ucraina e la un pas de calificare. Da, și am văzut meciul cu Bosnia, un meci mai puțin reușit pentru ei, dar totuși s-au calificat și a spus cuvântul maestria pe care au jucătorii de acolo. O să vedem, da, o să-i susținem cu siguranță. Și noi vă ținem pumnii. Mulțumesc!